Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă prezint Resursa Educațională Deschisă, aplicația ale formulelor de calcul prescurtat și ale calculului algebric. Pentru început, ne propunem să calculăm acești doi radicali folosind formulele pentru pătratul binomului sumă și pătratul binomului diferență. Pentru a calcula primul radical, vom determina numerele reale A și B, care vor avea proprietatea că 7 plus 4 radical din 3 egal cu A plus B, totul la pătrat. Deci va rezulta că 7 plus 4 radical din 3 este A pătrat plus B pătrat plus 2AB. Deci determinăm A și B astfel încât A pătrat plus B pătrat să fie 7 și 2AB să fie egal cu 4 radical din 3. Împărțim prin 2, obținem A ori B egal cu 2 radical din 3. Prima alegere pe care o putem face este A egal cu 2 și B egal cu radical din 3. Ca să știm dacă este alegerea corectă, trebuie să și verificăm dacă A pătrat plus B pătrat este 7. A pătrat plus B pătrat în cazul nostru este 2 la pătrat plus radical din 3 la pătrat, adică 4 plus 3, care într-adevăr este 7. Deci, 7 plus 4 radical din 3 se poate scrie ca 2 plus radical din 3 totul la pătrat. Deci, radical din 7 plus 4 radical din 3 este egal cu radical din 2 plus radical din 3 la pătrat și este egal cu modul de 2 plus radical din 3. 2 plus radical din 3 este un număr pozitiv și modulul coincide cu numărul. Într-un mod asemănător, se poate demonstra că 7 minus 4 radical din 3 este egal cu 2 minus radical din 3 totul la pătrat. Și atunci rezultă că radical din 7 minus 4 radical din 3 este egal cu radical din 2 minus radical din 3 la pătrat, care e modul de 2 minus radical din 3. Și ținând cont că 2 este mai mare decât radical din 3, deci 2 minus radical din 3 e un număr pozitiv, obținem 2 minus radical din 3. Ne propunem să calculăm cu ajutorul formulelor de calcul prescurtat următoarea sumă. Pentru a o calcula, vom ridica la pătrat și vom ține cont de formula pentru pătratul binomului sumă. Acesta ar fi primul termen al sumei și acesta al doilea termen. Deci, S pătrat este egal cu primul radical la pătrat plus al doilea radical la pătrat, e vorba despre radicalii mari, și avem și termenul 2AB. Deci 2, pentru că și A și B sunt niște radicali, putem scrie totul sub același radical și vom avea 12 plus 6 radical din 3 înmulțit cu 12 minus 6 radical din 3. Deci S pătrat egal cu primul pătrat este egal cu 12 plus 6 radical din 3, al doilea este 12 minus 6 radical din 3 plus 2. Și sub radicalul mare avem o diferență de pătrate. O formulă de tipul x plus y înmulțit cu x minus y, care se restrânge în x pătrat minus y la pătrat. Adică 12 la pătrat, care este 144, minus 6 radical din 3 la pătrat. 6 la pătrat este 36 și radical din 3 la pătrat este 3. Deci, S pătrat este egal cu 6 radical din 3 cu minus 6 radical din 3 se reduc. Aici obțin 24 plus 2 radical din 144 minus 108. Rezultă că S pătrat este egal cu 24 plus 2,
Radical din 36 am obține și radical din 36 este 6. Deci s pătrat este 24 plus 12, înseamnă că s pătrat este egal cu 36 și cum s este un număr pozitiv, înseamnă că suma este egală cu 6. Determinăm în continuare valoarea minimă a expresiei folosind de asemenea formulele de calcul prescurtat. O să prelucrăm fiecare radical în parte, încercând să completăm termenii care conțin necunoscutele până la un pătrat perfect. Pe 4x pătrat îl vom scrie ca 2x totul la pătrat. Apoi minus 2 ori 2x ori, ca totul să rămână neschimbat, ori 3. Așa l-am scris pe minus 12x și pentru a completa până la un pătrat perfect adăugăm 3 la pătrat și apoi plus 1 ca totul să rămână neschimbat. Același procedeu îl folosim și pentru al doilea radical. Avem y pătrat plus 2 ori y ori 7 și vom mai avea nevoie de 7 la pătrat pentru a completa până la un pătrat perfect, 49 plus 16 egal cu 65. Deci expresia este egală cu radical din 2x minus 3 totul la pătrat plus 1 plus radical din y plus 7 totul la pătrat plus 16. Pornim de la faptul că orice pătrat perfect este un număr pozitiv și atunci 2x minus 3 totul la pătrat este mai mare sau egal decât 0. Adunând 1 obținem 2x minus 3 la pătrat plus 1 mai mare sau egal decât 1. Deci radical din 2x minus 3 la pătrat plus 1 mai mare sau egal decât radical din 1, care este 1. Y plus 7 la pătrat este și el mai mare sau egal decât 0 pentru orice y. Adunăm de data asta 16. Deci y plus 7 la pătrat plus 16 este mai mare sau egal decât 16. Deci va rezulta că radical din y plus 7 la pătrat plus 16 e mai mare sau egal decât radical din 16, care este 4. Vom aduna cele două relații obținute, relația 1 și relația 2, din 1 plus 2, rezultă că suma membrilor din stânga este de fapt expresia, este mai mare sau egală decât 5. Deci valoarea minimă a expresiei este 5. Ne propunem acum ca pornind de la descompunerea în factori prime a lui 2021 să calculăm 45 la pătrat. 2021 se descompune în 43 ori 47. Media aritmetică a celor două numere, 43 și 47, este 45. Și atunci am putea să scriem primul factor ca 45 minus 2 și următorul factor ca 45 plus 2. Deci 2021 se poate scrie folosind diferența de pătrate ca 45 la pătrat minus 2 la pătrat. 2021 este 45 la pătrat minus 4. Deci 45 la pătrat este 2021 plus 4, adică 2025. Aplicăm în continuare formulele de calcul prescurtat în rezolvarea triunghiului dreptunghic. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC, în care proiecțiile catetelor pe ipotenuză au lungimile de 3 minus radical din 3
și 3 plus radical din 3, la primul punct ni se cere să calculăm înălțimea corespunzătoare ipotenuzei și la punctul B calculați lungimea catetei AB. Pentru primul punct o să folosim teorema înălțimii, care este scris aici, de centru într-un dreptunghi, lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei este media geometrică a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. Deci, folosind teorema înălțimii, rezultă că AD este egal cu radical din BD ori CD. Deci, AD este radical din 3 minus radical din 3 înmulțit cu 3 plus radical din 3. Folosim formula pentru diferență de pătrate, se restrânge în A pătrat minus B pătrat, adică 3 la pătrat minus radical din 3 la pătrat, care este radical din 9 minus 3, adică radical din 6. La punctul B, știm că triunghiul ADB este dreptunghic pentru că unghiul D este de 90 de grade și atunci rezultă din teorema lui Pitagora că AB pătrat este egal cu AD pătrat plus DB pătrat și egal în continuare cu AD era radical din 6, la pătrat înseamnă 6 și DB la pătrat este 3 minus radical din 3, totul la pătrat. Deci va fi 6 plus, aici folosim formula pentru pătratul binomului diferență, deci e 3 la pătrat care e 9, plus radical din 3 la pătrat, care e 3, minus 2 ori 3 ori radical din 3. 6 plus 9 e 15, plus 3, 18, minus 6 radical din 3. Deci AB, care este pozitiv fiind lungimea unei laturi, este egal cu radical din 18 minus 6 radical din 3. Pentru a exersa, vă propun următoarele exerciții. Primul, calculați suma S egală cu radical din 10 plus 4 radical din 6 plus radical din 10 minus 4 radical din 6. Al doilea exercițiu, calculați area unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 minus radical din 2 și 5 plus radical din 2. Și ultimul exercițiu, pornind de la descompunerea în factori primi a lui 4087, calculați 64 la pătrat. Atât pentru astăzi, la bună vedere!